Mai face Cătălin botezatul, poate o să afle și Andreea cu ocazia. Unde se află el? Ia să vedem. Cătălin, Oana s-a ocupat de relația cu Cătălin. Cătălin îmbrăca fetele. Bună ziua, maestre! Bună ce ziua, faci? Bună ziua! Hristos a înviat! Ia uite-l ce frumos e Cătălin. Cătălin este într-unul dintre cele mai somptuoase hoteluri din Dubai, la adres, Boulevard. Pregătește fetele, manechinele, pentru cea mai interesantă prezentare de modă din Dubai, din această perioadă. Și chiar dacă ei sunt în post, să zic așa, Cătălin a reușit să răstoarne dunele, efectiv, și să facă o super prezentare cu toți șeicii din zonă, cu toate șeicele, cum spune el, și cu cele mai interesante modele. Cătălin, te auzim! Salam aleikum! Noi doar... Pentru să faci scudece, este foarte greu să facem o conexiune de aici. Dar ce pot să vă spun este că e o culoare de foarte fantastică. Sunt multe manichine, multe designeri. Din țara așa va fi așa, sunt puțin pe măsură. Spune-mi cu cine ești acolo, dacă au venit toți șeicii să vadă fetele frumoase și ținutele tale. Da, sunt foarte multe personalități ale acestei țări. Sunt, bineînțeles, mulți șeici, multe soții de șeici, foarte mulți bloggeri. Putem să ne lăudăm de faptul că avem cea mai importantă bloggeriță din lume, care vine din China. Cine e? Cine? O să vă luăm poze cu ea. Chung Ching Chong Pai. O cheamă Grace. Și o să cheamă Grace. O să vedeți poze, bineînțeles, cu ea după show. Oamenii acum așteaptă să intre la show. Sunt la un mic cocktail, pentru că mai întâi va fi un cocktail, după care urmează prezentările. Așa cum vă spuneam, sunt mai multe prezentări. Voi deschide show-ul cu un show, ca de obicei, cu un show de haute couture, cu niște coafiuri speciale realizate de Laurent Turet. Apoi, după show-ul meu, urmează Clara Rotescu, bună mea prietenă, și mulți alți, mă rog, de designer și de accesorii și, mă rog, în toate domeniile am încercat să facem un show românesc a la grande aici, la acest hotel minunat din Dubai, The Address Boulevard. Da, noi vedem chiar acum imagini chiar din Dubai, din locul în care Cătălin va răsturna, cum spuneam, dunele cu prezentarea sa. Spune-mi, te rog, înțeleg că și din partea României se află chiar și doamna consul acolo, nu? Da, este tot consulatul din România, toată ambasada de la Abu Dhabi, există și reprezentanța ministerelor din România, cei care se ocupă de industria textilă și a turismului. Este toată lumea care contează, aș putea spune, foarte mulți CEO-uri de la hotelurile cele mai importante din Dubai, și când spun asta, dar vreau să spun hotelul acum, dar nu mai spun că facem reclamă. Deci toată lumea bună, la crem de la crem. Sunt foarte mulți bilioneri, eu spun mulți pentru că avem trei, ceea ce înseamnă mulți, ai trei bilioneri într-o sală, oameni care s-au aflat anul trecut, când și eu am făcut parte din această elită, să pot spune, și am făcut un show minunat, care s-a aflat anul trecut alături de mine la premiile Forbes din Dubai. Ce să zic, lume bună, am foarte mari emoții pentru că trebuie să înceapă, mai am puțin de lucru cu manechinele, de niște repetiții. Spune-mi, te rog, dacă te-a rugat vreo soție de șeic să o îmbraci. Nu să o dezbraci, să o îmbraci. Te-a rugat vreo soție de șeic să o îmbraci, să-i faci rochile? Am clientă de mult din rândul acestor doamne. Acum, nu știu, să vedem după ce vor vedea această colecție care e în premieră. De fapt, am prezentat-o prima oară la Paris, la Paris Fashion Week, și acum la Dubai. Orice este posibil, bineînțeles. Da, spune-mi ceva specific colecției pe care o prezinți. Ce are această colecție și n-au avut celelalte?
că, ca de obicei, colecțiile mele, știți foarte bine, sunt tip haute couture, sunt lucruri foarte elegante, cu foarte, foarte multă manualitate, din materiale foarte scumpe, cu foarte multe mărgele, cu foarte multe pene. Totul, eu, știți că eu lucrez o colecție, mă gândesc totul, de la pantofi, accesorii, rochia în sine și, nu în ultimul rând, muzica, scenografia și regia. E bine, așa, da, așa se va întâmpla și în această seară aici, la Dubai. Vreau să îmi spui pe final dacă ai vorbit astăzi cu mama ta și să spun așa ce-i transmis dacă se uită acum la noi. Știu că mama este totul pentru tine și de asta... Așa este. N-am vorbit cu ea pentru că efectiv n-am avut timp, am vorbit aseară, dar o să mă aud acum și să-i spun că mi-e dor de ea că vine acasă în curând și să fie liniștită, că o să fac una bela figura și aici și nu o fac de râs în ceea ce privește fashion-ul, că în râs mă mai ceartă ea, că nu sunt cu minte. Te pupăm, Cătălin, îți dorim mult succes și să auzim de bine și să vedem soțiile de șeici îmbrăcate de tine. Te pupăm, da, succes, baftă! Vă dau imagini cu ce a fost la show. Exact. Acolo de aici veți avea imagini foarte frumoase și spectaculoase. În câteva momente începe prezentarea lui Cătălin Botezatu, așa că îi urăm succes. După o scurtă pauză de publicitate, te pupăm, Cătălin, după o scurtă pauză de publicitate avem amănunte în continuare spectaculoase de la Andreea și am tânăra ambasadoră de care vorbea. Până atunci eu pot citi cartea ta, da? Mulțumesc foarte mult, abia aștept.